Astăzi, pe scena Casei de Cultură Ine Roman din Megidia s-a jucat piesa de teatru Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Aceasta a fost interpretată de micuții care activează la Palatul Copiilor din oraș, iar în sală s-au aflat în special preșcolari și elevii ai claselor primare, însoțiți, bineînțeles, de părinți și cadre didactice. Prin acest spectacol, regizorul Aurica Ene a urmărit să păstreze farmecul poveștii fără a eluda dramatismul. Pregătirea acestei piese de teatru și a decorului a început în urmă cu mai bine de 3 luni, iar pe lângă cadrele didactice și tinerii actori s-au implicat activ pentru ca totul să iasă bine. Apreciez sau aleg piesele după mai multe criterii. Țin cont de popularitatea poveștii sau basmului respectiv sau poveștirii respective. Țin cont de capacitățile de interpretare ale interpreților și mai mă gândesc că unele defecte de ale copiilor, defecte așa explicabile și pardonabile la vârsta lor, pot fi folosite în calități pentru spectacolul meu, cum a fost la Mutulică, că el, fetița respectivă, are, încă n-a început să vorbească cursiv, dar eu am folosit asta, ceva de senzație, ceva plăcut pentru piesă. Muzica, momentele comice și scenografia au fost ingredientele acestei piese de teatru dedicate copiilor mai mici sau mai mari, care cred că binele și frumusețea înving ceea ce este rău și urât. Eu am interpretat astăzi Albă ca zăpada și am făcut piesa Albă ca zăpada și de pitici. Cât de greu a fost rolul pe care l-ai prezentat? Medium, nici foarte greu, nici foarte ușor. Cum ți s-a părut publicul? Foarte frumos. Eu am interpretat rolul vânătorului și al prințului. Și cum este să fii vânător și prinț? Vânătorul mi-a plăcut, dar am fost și puțin trist de poveste, dar mi s-a făcut milă și i-am lăsat. Și prințul chiar mi-a plăcut, adică a fost foarte frumos și chiar mi-a plăcut și o să mai vreau să mai am rolul de prinț. Cum este să fii regina cea rea? Frumos! Dar care replică ți-a plăcut cel mai mult? Când am șertat pajii. De cât timp vii tu la teatru? 4-5 ani. Foarte frumos. Cum a fost să fii oglindă în Albă ca zăpadă? A fost foarte frumos. Cine era cea mai frumoasă până la urmă? Vrăjitoarea sau Albă ca zăpadă? Albă ca zăpada. Cât de greu a fost rolul acesta? Păi la început mi s-a părut mai greu și acum mi se pare mai ușor. Nu ți s-a părut ciudat așa să fii oglindă într-o piesă de teatru? La început, dar acum mi se pare că e un personaj foarte, foarte frumos. Tinerii actori din Megidia pregătesc pentru micuții din oraș o altă piesă bine cunoscută, Vrăjitorul din Oz.